Salutare, fraților, bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Poate unii știți, poate unii nu. Matia Montini a semnat cu Dinamo la 1 și 4 minute. Un jucător bun cu un CV extraordinar. A început cariera sa de jucător la Roma și a debutat și la echipa mare. Era văzut ca un promițător jucător, dar nu prea a făcut furor la Roma și l-a împrumutat la Astea, l-a dat și definitiv în fine. Până la urmă a ajuns la Dinamo Matia Montini după două zile, după o săptămână de fapt de așteptare. El era de fapt în pregătiri, după aceea aștepta pregătirea fizică să vadă cum e cu pregătirea fizică, iar acum a semnat Matia Montini. L-a luat și pe Gregorita de ieri. Și am mai luat până aseară Aligi, Rakit, Aitan Mane, Simon Zenki. Deci eu zic că e un transfer bun. Așteptăm să vedem cum o să deputeze. O să fie un amical cu Concordia Chiajna vineri și atunci o să vedem cum o să se descurce noile transferuri. Deci cam atât a fost cu episodul de astăzi. Nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe. Iar noi ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!